90,3 FM. Discuție, analiză, comparație, modern, actual, bârfă, invitați, neoficial, cafea, 11, politică, distracție, relaxare, cetățean. Dacă n-ai înțeles ce se întâmplă, nicio problemă, n-am înțeles nici noi. Ce știm sigur e că discutăm la o cafea. Cafeaua de la ora 11. În fiecare zi la Radio Color. Ziua, bun găsit! Vă salutăm din nou cu drag la o nouă ediție a emisiunii Cafeaua de la ora 11 și un minut, ca să fim exacti așa cum se practică la radio. Alături de noi în studio este domnul Dan Orghici. Bine ați venit! Bine v-am găsit! A fost o provocare ieri când ați fost sunat și ați primit invitația pentru cafeaua de astăzi. Am primit un răspuns metaforic interesant. Ce faceți mâine la ora 11? Și dumneavoastră ați spus că... Voi fi la cafea de la ora 11. Da, înainte ne-a spus cumva pe jar și ne-a spus tai frunze la câini. Da. Acum e, spunea metaforic și în acest răspuns ați îmbrăcat practic activitățile dumneavoastră, care nu sunt chiar tăietură de frunze la câini, ci e o activitate care dă roade în folosul comunității cu înclinații literare. Ar fi bine să fie așa. Dar de multe ori, vedeți dumneavoastră, încercând să faci ceva, ajuns să faci altceva. Deci astăzi încercam să fiu la Sfânta Liturghie. Am ajuns să vorbesc cu dumneavoastră la o cafea, la o șuietă și cu prin dumneavoastră, cu ascultătorii dumneavoastră. Am încercat să îmbin cele două părți frumoase ale omului. Deci este omul îndumnezeit, omul care merge la Sfânta Liturghie și omul care nu poate ajunge la Sfânta Liturghie și totuși ar dori o bucată din celălalt om, pentru că suntem oameni și suntem făcuți să conviețuim împreună. Așa că astăzi nu tai frunze la câini, ci vorbesc cu dumneavoastră. Știam că nu vorbiți serios atunci, că ați pus-o pe un ton de glumă ca să destindeți poate atmosfera, ținând cont că până acum nu ne-am mai întâlnit și tocmai de aceea, dacă ne imaginăm că și pe frecvența 90,3 FM sunt ascultători care nu v-au întâlnit până acum și nu au beneficiat de nici una din cărțile dumneavoastră sau de activitățile pe care le-ați organizat aici în Orăștie, ce puteți să le spuneți ca să vă cunoască așa, prin câteva cuvinte cheie? Cum se face și pe internet? Știți prea bine că așa căutăm oamenii pe internet, după cuvinte cheie. Despre mine, cam greu de spus, aș prefera să căutați pe Google, cum îi spunea un anumit domn, dar în două cuvinte, încerc să scriu pentru a mă determina pe mine să fac altceva. Am publicat în special și cel mai mult și doar la editura EMA. Am publicat public foarte mult pe net, mă găsiți oricând în Orăștie, prin centru. Ce să mai spun despre mine? Am 1,65 m, am ochi căprui, port ochelari. Nu știu dacă nu sunt, mă iertați, dragi ascultători, și mă iartă, dragă colegă. Dar nu sunt omul care m-aș caracteriza cel mai bine. Cel mai mult aș vrea să spun despre mine că încerc să ard. De ce încerc să ard? Pentru că toți suntem compuși din aceeași materie ca stelele. Suntem stele, în fond și la urma urmei. Depinde de noi, de fiecare. Unii dacă ard mai vrem... mocnit, nu, dacă vrem să lăsăm urmă sau vrem să lăsăm cenușă. Doar de noi depinde. Atunci vrem alegem. Să fim un bulgăre de cenușă sau vrem să fim o stea. Să ne vadă lumea și mai târziu. Atunci să vorbim în continuare, la cafea, despre oamenii care lasă urme. Sunteți de acord? Corect. Unul dintre ei sunteți și dumneavoastră, dar am înțeles că modestia sau firea nu vă lasă. N-aș dori să fiu considerat un om care lasă urme. Aș dori să lase urme ceea ce am făcut, nu eu. Eu mai puțin, eu îmi port urmele mele pe... străzile Orăștiei și mi le voi purta mult timp de acum înainte pe străzile Orăștiei. Îmi port vocea, portam voce, portul purtător de voce, dar nu îmi doresc ca eu, persoana Dan Orghici, să las urme. Îmi doresc să lase urme ceea ce pașii inexistenți pe care îi facem.
îmi doresc să lase urme cărțile mele, îmi doresc să lase urme întâlnirile mele cu orăștienii, fie întâlniri culturale, fie întâlniri de genul la o șuietă, vezi cafeaua de astăzi, fie alte și alte activități, eu mai puțin. Oameni și urme este și titlul unei activități pe care ați gândit-o pentru săptămâna viitoare. Dacă doriți să intrați și în detalii. Oamenii. Oamenii din jurul nostru sunt de obicei oamenii pe care încercăm să-i cunoaștem. De multe ori avem cunoștințe de care suntem mândri și cunoștințe de care nu suntem mândri. E, mândria sau nemândria noastră cu asemenea oameni sunt urmele lor. Sunt oameni care lasă în urmele lor pași mari. Vezi, mergând pe stradă, o să vezi două grupuri distinctive de pași. Acelor oameni singuratici, care se duc singuri, și acelor oameni care sunt în grup. E, în acest eveniment, să-i spun, colocviu oameni și urme, încerc să aduc în fața celor care vor fi în sala de conferință a Consiliului Local, încerc să aduc o editură care a încercat să-i strângă pe oameni împreună. Pe oamenii care, așa zi și oameni de cultură, pentru că oameni de cultură ne va cataloga timpul. La vremea noastră vom fi considerați ca oameni de cultură sau ca oameni care au încercat să facă cultură. Cum apreciați dumneavoastră viața culturală din această urbe, din Orăștie? Dacă ar fi să fac o apreciere, aș trece la Caragiale și nu-mi doresc să-i spun admirabil, sublim și lipsește cu desăvârșire. Este aproape inexistentă, dar există. Există din ce cauze? Există pentru că sunt oameni care fac ceva în Orăștie. Nu știu în ce măsură știu ascultătorii dumneavoastră. În Orăștie avem peste 80 de publiciști. Peste 80 de oameni care și-au înclinat viața scrisului. Au scris, au publicat. Sunt oameni care, prin activitatea lor, fie în Orăștie, fie în alte localități, dezvoltă picul de cultură care se mai dezvoltă acum. Dacă aș spune că este inexistent, aș minți. Mai avem și acele activități care de o bună bucată de timp se desfășoară în perioada de iarnă. Vezi acele festivale, întâlniri și chestii. Dar e mai poate avem o lipsă de organizare? Activitățile sunt mai mult individuale? Fiecare își vede de viața nu, lui culturală? Nu, este o lipsă de conlucrare. Noi, românii în general, suntem... Ne place să spunem că suntem în comunicarzi, dar nu este adevărat. Fiecare încercăm să ne facem propriul drum și propria cale, uitând să comasăm în așa fel încât să-i punem pe toți în poate aceeași oală. Poate fi din nevoia de afirmare, de a ieși în evidență, de a scoate capul dintr-o gloată? Se poate și asta, se poate... Zice că este nevoia omului, pentru că în fond și la urma urmei omul, deși este creat în comun, este o individualitate, nu există un om la fel, unul cu celălalt. Și atunci încercăm să ne delimităm, propria delimitare. Dar nu cred. Eu cred că nu suntem uniți și nu avem acea agora, acel loc în care să ne putem manifesta în comun, demonstrând că suntem. E, atunci încercăm fiecare pe planul nostru să creăm acea agora după chipul și asemănarea noastră. Și de obicei iasă bine, câteodată iasă prost. Lipsa agorei este caracteristică acestui veac. Am prins așa din zbor o afirmație cum că credeți că v-ați născut un pic mai târziu decât trebuia.